Ici, ce trai pe aici. Da, te aud. Da, stai liniște. Da, știu. Dar oricum așteptam. Oricum te așteptam mâna asta, știi? Dar trebuie să cobor neapărat până jos. Am văzut o din aia faină. Da, Ionuț. Fac și o filmare alea cu telefonul scurte. Eu am dat cu spray din ăla. Da, se usucă, îl spală apa. Cumpere de alt lanț. Ia uitați, fraților, într-o mică plimbare de seară, da. Stai că trebuie să iau telefon cu mine, bicicleta o las tot aici sus. Eu și filmez, merg și cu o mână pe bicicletă. Și tot nu mai rup gâtul. Cum îi pagă. Am pus o puțină pauză, da. Stai aici sus. Ai grijă cu ea. Am văzut eu. Am lăsat bicicleta aici. Cobor până aici. Dacă mai țineți minte, anul trecut am văzut cu Pavel și era seară și am jucat pe este steaua lui David aici, știi? Zice că face farmici, uite. Au făcut ăștia incantații și am dansat pe ea. Na, steaua lui David. Ce-mi face steaua lui David? Da, zice că e steaua aia satanistă, se face nu știu ce ritualuri. Pe ea, de aia, vrăjeală. Păi sunt care se pricep la prostii din astea, da? Nu mă pasionează pe mine. Da, mamă. Am găsit aici ceva cu fain și de asta, dar am luat telefonul cu mine că altfel nu mai mă auzea. Uite bicicleta tu, mamă, mama mea. Ce-i câine? Ia să sar o leacă. Am înțeles. Uite. Ia stai să văd, am găsit o găleată aici. Să o pun ca poză de trepied și fac o poză, că e mișto tare. Ia să vedem. Da, bea. Bea. Te-ai învățat de la Pavel. Bă, hai că iese fain, bă, știi ce fain iese? Cu chelul. Trebuia să fac mai, stai că am pus strâmb. O fac să iasă mai drept. Ia, dar nici acum. Nu se pun așa, bă. Nu iese. Ies acum, stai. Am pus cam strâmb că nu prea am. Cine e băia aia? O priză topită. Pe aici. Vin dracii pe aici și dau foc la cupru. Am văzut o grămadă din astea. Uite aici e fain să. Stai că am și o furnică. Da, du-te de pe telefonul meu. Bă, ce fain o ieșit asta. Trebuia să mă duc mai hăi să bă, ce chioră-s, bă. Te mai fac una, fac până iese.
să o leacă telefonul ăsta pe pauză aici. Bă, ce s-a întâmplat? Ia uitați, fraților, 2000 trepied, o găleată. Vreau să fac o poză aici la aripile astea de înger. Ia uitați cât e de fain. Pe ce am ieșit așa la un vlog relax, singur el. Se aude un avion pe aici pe sus, dar nu o să răsc, oricum pe telefonul se vede. Bă, bicicleta mai e sus? Da. Din ala de ea. Să aici la Cic. Ce le-am trimis? Ia uitați. Imediat o să postez. E 19-9 minute. Cred că pe la 19:30 se postează vlogul. Da, dar e fain. Merge de o poză acolo. Fain. Era un băiat cu motoret. Da. Uite, aici se aude apa curgând. Se aude foșnind. Da, dar și pe aici văd că a făcut băiețul de Violeta plus Daniela, 6-5-2016. Laila Beliga, Laila Belegan, dar cum s-o urca, mă, pe fiarele alea? S-o urca sus pe fiare și o scris. Cu o funii, cred că, cu ceva. Da, fraților, cam așa. Arată vlogul pe astăzi, așa, o plimbare în natură, în ghilimele, în natură, mai mult prin clădiri din astea abandonate, cum îmi place mie. Da, Ionuț, și asta e. Vorbesc cu prietenașul ăsta meu, Ionuț. Pavel are o prinsida la creier. O luat o razna, adică nu a avut accidentul, s-a resetat. S-a resetat de tot. Dacă nu mai m-auziți cu Pavel la vorbă, să știți de ce. N-am nimica cu el, l-am învățat întotdeauna de bine, da? El mereu cataloghează oamenii altfel. N-am ce să-i fac. Fiecare e în lumea lui, așa că n-am ce. Te învață mult de viața, da? Ce să faci? Da, fraților, cam acesta a fost vlogul meu și o bicicleta. Și-o întind încolo spre oraș. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să bușiți butonașul de like, să dați acolo un subscribe la canal dacă v-a plăcut. Cu voi a fost Adrian Cătrâniș, ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!